Salutare prieteni, invitata mea de astăzi este Melania Medeleanu, um, salut, bine ai venit la Via Cluj TV. Serus. Discutăm de o bibliotecă mobilă. Aveți o inițiativă foarte, foarte faină care duce cultura, duce cartea în comunități din mediul rural. Cum s-a născut această idee? Se numește BookTrack și suntem tare mândre și tare fericite să inaugurăm la Cluj acest, acest proiect. E un proiect care a pornit de la Victor Miron, cel care are asociația cu cărțile pe față și care visa de ceva vreme la un astfel de autovehicul pe care să-l transforme în bibliotecă mobilă și să meargă prin sate la tot felul de, de copii, acolo unde nu există, desigur, biblioteci funcționale. Sunt deja niște ani de când Victor tot vorbește despre asta, așa încât anul acesta l-am mai întrebat odată Victor. Facem ne hai! Și ne bucurăm tare să fie a 17-a cauză susținută de Asociația Zi de Bine. Ne-am lansat în 2020, în anul pandemiei, și am promis că vom face câte o cauză pe lună. BookTrack este a 17-a cauză. Astăzi am fost la vechea unde... Din Comuna Chinteni. Exact. Sunt mai multe vechi la noi în județ. Scuze, uite, nu sunt acurat <laughs> cu toate lucrurile astea. Și a fost foarte fain să, să, vedem copiii așezați acolo pe iarbă și ascultându-o pe uh, doamna Irina Margareta Nistor citindu-le poezii. Erau așa de interesați. Și apoi au intrat acolo în, în biblioteca mobilă și și-au ales cărți și răsfoiau cărțile. Și ne-am dat seama că e, e E foarte fain și așa cum pe, pe străzile din sate auzi mereu la megafon câte o mașină care din, din, dintr-o mașină se aude Pepen, veniți la Pepen Ei bine, noi vrem să auzim cărți, veniți la cărți! Și să știi că vin. În urmă cu câțiva ani și eu am fost implicat într-un proiect prin care am cumpărat cărți de la... Uh, o editură care mi îmi place personal foarte mult Curtea Veche, e acea colecție cu cărțile copilărie și le-am donat unor biblioteci școlare din mm. Munții Apuseni și a fost un entuziasm uh -huh. foarte mare cu care au fost uh, primite astfel de, de proiecte. E nevoie, Claudiu, pentru că mă uitam la copiii ăștia care erau micuți, așa să zicem, școală primară și probabil că o să mai dureze destul de mult până când ei o să pună pasul afară din locul acela și o să exploreze și o să descopere lumea. Dar Acum până atunci pot ei pot să facă asta exact prin intermediul imaginației. Dar imaginația trebuie hrănită, nu? Imaginația trebuie alimentată. Ori de asta mi se pare că e atât de important BookTrack. Această bibliotecă mobilă care la prima vedere poate să pară o mașină plină cu cărți, dar în realitate este un vehicul de transport în lumea imaginației. O colecție de universuri. Exact. Și sperăm să fie cât mai mulți copii la bordul acestui vehicul. Mai ales că în asemenea comunități, am zis că o să fie vreo 20 de comunități în care uh -huh. o să ajungă această Ajungem bibliotecă. Ajungem la aproape 500 de copii, da. E, e imensă. Practic acolo vorbim de comunități în care nu există librării. Uh -huh. În care probabil costă foarte mult să ți cumpere o carte de pe internet, pentru că nu sunt sate foarte bine conectate la uh, serviciile de livrare, nu prea există easybox-uri în uh -huh. satele cu plicină și atunci copiii. O, dar nu așa să... de departe până la easybox, trebuie să ai uh, dorința de a citi și trebuie să ajungi acolo la această dorință de a citi, și pentru asta trebuie să-i fii copilului brațe o carte. Categoric și să nu uităm că dacă ne uităm așa un pic în istorie, vedem că de fapt cartea a ridicat această parte a țării. Totul a început odată cu unirea de pe la 1700, unirea religioasă și mari cărturari precum Ioan Inocențiu Micuclain și-au dat seama că trebuie să deschidă școli și să tipărească volume, cărți, ziare ca să... Ridice, uh, nu e o noi, noutate deloc atunci când deschizi o carte, deschizi o minte. Da, categoric. E o rețetă foarte, foarte bine testată și care a produs niște rezultate absolut fabuloase uh, aici, în partea asta de țară. Și peste munți uh, să nu uităm că, practic, și Gheorghe Asache și Gheorghe Lazar, tot uh, de la școlile Blajului, au plecat peste munți ca să repete rețeta și acum mă bucur foarte mult faptul că iată acum asociație care a fost fondată în București în parteneriat cu o asociație fondată în Cluj Merg cu un asemenea proiect în comunitățile care au nevoie de, de așa ceva. Noi, la Zi De Bine, credem foarte mult în parteneriate și ne-am propus, um, sigur, am putea să facem și singuri diverse cauze, dar nu, nu despre asta e vorba. E vorba cum poți să-ți unești forțele cu ale altora, că suntem foarte multe ONG-uri mici și mici fiind, putem să facem puțin de unii singuri. Dar dacă ne unim forțele, putem să facem și mai mult și mai mult bine. Unde Exact. Nu? Asta ne-am propus de fiecare dată. Noi, la zi de bine, avem câte o cauză pe lună, în fiecare lună alta, nici nu se termină bine o lună și începem proiectul următor. Asta suntem în Cluj, luna viitoare o să fim în Timișoara, apoi o să fim în Brașov, de fiecare dată în altă parte. Și frumusețea este exact asta, că ne uităm ce ONG poate să, să fie împreună cu noi într-un proiect sau cărui ONG putem să ne alăturăm, așa încât să, să facem un proiect cât mai vizibil și mai um, util celor cărora ne adresăm. E adevărată conspirația binelui, se creează Nu Îmi place, o cuvântul conspirație <laughs> în contextul <o> ăsta merge. <laughs> uh, cum pot uh, să se înscrie pe lista celor care vor să candideze pentru a intra în această conspirație <laughs> a binelui? E foarte simplu, www.zidebine.ro Pe site-ul nostru există o secțiune care se numește Înscrie un proiect. Așa că dacă există un ONG mai mic sau mai mare, în general alegem mai degrabă ONG-uri mici, un ONG care are un proiect, dar n a găsit încă resursele financiare să-l pună în mișcare sau nu știe să comunice despre el sau pur și simplu nu știe de unde să-l apuce, dar are o idee în care crede foarte mult, ne poate propune acest proiect și cu toată experiența pe care um, eu și Luciana Zaharia, colega mea de la zi de bine, am căpătat-o în um, activitatea noastră de voluntariat și de, de ONG, ne punem mintea la cale și vedem dacă nu cumva putem să facem împreună proiectul respectiv. Bun, dar sunt uh, și oameni, și vedem că, din fericire, numărul lor este tot mai mare, care au un business uh, și care vor să sprijine ONG-uri. Cum pot să o facă? Cum, unde, unde găsesc date despre modurile în care pot să sprijină? E de asemenea voastră. foarte simplu și adevărul e că de fiecare dată răspunsul meu va fi e foarte simplu. Dacă cineva vrea să ajute, e foarte simplu. Uh, companiile au la dispoziție varianta de a direcționa 20% din impozitul pe venit sau pe uh, profit. Imponând să o facă, și pentru -o facă. că, iată, ONG-urile sunt mult mai eficiente decât multe instituții. Și ce de stat. știm sigur este că dacă nu o fac, banii se duc în bugetul de stat, deci nu înseamnă că rămân în bugetul companiei respective. Nici gând, fiecare companie e datoare cu un impozit pe venit sau pe profit către statul român fair până aici, dar 20% din valoarea acestui impozit direcționată către o cauză socială înseamnă de fapt transparență și claritate cu privire la folosirea banilor. Pentru că odată ajungi în bugetul de stat, cel mai probabil nu o să mai știi ce s-a întâmplat cu banii tăi. Pe când dacă, dacă îi direcționezi către o cauză socială, vezi relativ repede ce se întâmplă cu banii aceia. Mai mult decât atât poți să întrebi ONG-ul respectiv ce s-a întâmplat cu banii mei. Deci ai, ai această transparență care mi se pare foarte importantă pentru că ea dă încredere. Dacă vezi cum s-au cheltuit banii, îți mai Vine să o faci odată, și încă odată și încă odată. Și poți să vii câteodată și cu bani și cu idei pentru că uh, au da. fost uh, situații în care companii din Cluj s-au implicat, uh, de exemplu, în plantări de arbori, uh -huh. în uh, amenajări de piste de biciclete sau de trasee pentru mountain bike uh, prin diferite zone verzi. Și atunci uh, lucrurile uh, sunt foarte faine pentru că cei care participă în acest uh, fel la viața comunității pot să schimbe lucrurile în bine. Noi îndemnăm să o facă în afară de companii. Uh, persoane fizice. Ok. Fiecare dintre noi e dator cu un impozit pe venit, nu e așa? Așa că dacă um, vorbeam mai devreme despre companiile care pot direcționa 20% din valoarea impozitului pe venit sau pe profit, e bine și persoanele fizice. Toți cei care sunt angajați pot direcționa 3,5% din valoarea acestui impozit. Odată pe an se întâmplă asta, în mai e termenul limită, deci acum abia pentru anul viitor să se, se va mai putea Emisiunea face. pe internet. Oh, pe bun, atunci zidevine.ro și acolo găsiți toate modalitățile de implicare Apoi oamenii se pot uh, implica nu neapărat uh, direcționând bani, deși sigur cu bani faci lucruri, dar uh, mai avem o resursă foarte, foarte prețioasă pe care putem să o punem la dispoziția binelui, și anume timpul nostru. Uh, e adevărat că nu avem foarte mult timp, dar dacă îl avem și vrem să facem ceva cu el, să faci voluntariat într-un proiect social este un lucru care îți aduce atât de multă satisfacție și e, e așa un... un uh, îmi vine să-i spun drog, un drog uh, care face bine, știi? Uh, e dovedit științific. Când faci voluntariat, te simți mai bine, te simți mai fericit. De ce să nu apelăm la această resursă care poate face un bine cuiva și în același timp să-ți facă și ție? Poți să donezi timp, poți să donezi cunoștințele tale, de pildă foarte multe ONG-uri, um, fac o treabă extraordinară la firul ierbii, dar nu știu să facă fundraising sau nu știu să nu se pricep la comunicare. Dacă tu ești un om care lucrează în PR, să zicem, sau uh, pur și simplu te pricep la comunicare, dă o mână de ajutor, bate la ușa aia și spune eu știu să fac asta, ai nevoie de, de ceea ce știu eu să fac. Dacă ești avocat, multe ONG-uri nu-și permit să angajeze un avocat și au nevoie uneori de consultanță din punctul ăsta de vedere. Ce ar fi ca o bucățică din ce știi tu să se ducă în direcția aia și să facă un bine. Sunt atâtea modalități de implicare numai să vrei. Categoric și să știi că aici și fumăm ceea ce zicem. De aceea, uite, o promisiune pe care o facem aici, în emisiune, și care va fi pe site-urile din grupul nostru de presă, va fi un banner care o să promoveze asociația voastră, astfel încât să fie și mai ușor pentru cei care, care vor să, să caute date despre modul în care. Să fie primite. Mulțumim deci, tare. Mulțumesc tare mult pentru, pentru mulțumesc. faptul că ai venit cu această cauză în județul nostru. Mulțumesc tare mult și pentru prezența în, în platoul nostru. Te invităm cu mare dragă, oricând ai drum prin Cluj, mai discutăm și despre alte cauze, nu da. doar despre cele din județul nostru. Mersi tare mult, prieteni, vă mulțumesc. și vouă. Ne vedem pe net.